Cu cât este mai îndelungată, măsurată prin ani, existența noastră în asociere cu țărâna acestei planete, cu atât mai numeroase vor fi și surprizele plăcute sau neplăcute la contactul cu întâlnirea viului în permanenta lui mișcare. Întreaga însemnătate a trecerii noastre prin această viață constă în modul cum ne întâlnim cu reacțiile propriei minți, fragmentară, posesivă, deci deficitară. Altfel exprimat, la noutatea și prospețimea eternă a vieții, cum răspundem? Cu umbrele trecutului sau cu proiecțiile aceluiași trecut dirijate înspre un viitor iluzoriu, imaginar și nesigur? De fapt, asta face omenirea de mii și mii de ani și efectele se văd, căci ne stau în față. Un om cinstit cu el însuși, privind atent această lume, nu-i poate aduce în niciun caz laude, nici să-i accepte modul subiectiv de comportare, drept îndrumare a miliardelor de egouri care o definesc și susțin. Este oare posibil să nu ne întoarcem nici la trecutul perimat și nici să nu ne proiectăm înspre mâine, ci să ne topim pur și simplu în surpriza prezentului? Să încercăm și această modalitate de întâlnire a vieții, adică să stăm față în față cu toate câte ne sunt aduse de viață, fără să intervenim în niciun fel. În mod real, pentru a întâlni viul în mobilitatea și veșnica lui prospețime și surpriză totală de la o clipă la alta, el ne pretinde, obligă chiar, să ieșim la întâmpinare cu o minte perfect inocentă. Clipa trăită se dă uitării și, la fel de liberi, întâlnim clipa următoare. De fiecare dată, pacea sufletului sau pasivitatea minții este punctul de plecare ca și de călătorie totodată. Străfulgerările atenției lucide și impersonale, cu ajutorul cărora întâmpinăm viața, dezagregă toate clișeele gândirii care năvălesc în prezent cu virtutea mecanicității minții, incriminate de întregul haos al firii omenești. Eliberați în acest fel de trecut, în prezent imagini seci, lipsite de conținut, noi și viața în contopire formăm o singură unitate. În această fericită îmbinare, natura noastră divină se revelează în toată splendoarea și frumusețea care o caracterizează. Mișcarea ei înnoitoare determină transformări radicale de înnobilare asupra întregii noastre ființe, cu efecte binefăcătoare și în ceea ce privește restul omenirii.